Astra Giurgiu a dus la echipă în ultimele luni nou jucători și la început de sezon conducerea clubului se arăta mulțumită de noile achiziții, declarând că echipa mai are nevoie de un singur atacant. Ultimele rezultate nefavorabile i-au făcut pe oficialii clubului să aducă în atenție lotul formației, dar de data aceasta, după acel 1-5 cu ASEA Târgu Mureș, problema lotului a fost reluată din altă perspectivă. Șumudică spune că lotul e slab, că are doar 19 jucători și că nu va realiza nimic bun în această formulă. Sunt mari probleme în alcătuirea lotului, deci în momentul de față stăm în 19 jucători de câmp cu 2 copii. Ducem lipsă de atacant, încercăm să aducem atacant, să găsim vedeșii noastre. Joci cu Budescu, atacant, joci din două zile cu Budescu. Nu se poate, trebuie să, așa, Teixeira la fel, dar l-am adus, trebuie să joc cu el din două zile. Șumudică a mai acuzat și oboseala acumulată după meciul din Scoția și după întoarcerea cu avionul spre București. În trei zile e greu să tragi doar pe câțiva jucători, trebuie să ai un sistem de rotație. Am pierdut amândoi fundași și centrale astăzi. N-a jucat nici Găman, nici Geraldo. S-a văzut clar, amândoi cu gleznele butuc. Plus că am pierdut jucători de valoare față de anul trecut, că toată lumea m-a întrebat care e diferența între meciul de anul trecut și meciul de anul ăsta. Păi anul trecut am pierdut un Laban, am pierdut un Beniusef, am pierdut Alibec, care nu joacă, am pierdut Florescu, deci am pierdut jucători și nu e ușor. După mai multe întrebări din partea jurnaliștilor cu privire la lot, antrenorul Marius Șumudică a tras concluzia. Cu lotul ăsta n-avem nicio șansă. Deci cu lotul ăsta n-avem nicio șansă. Ratăm toate competițiile cu lotul ăsta. E clar. Dacă nu vor veni jucători.